Este ora 13, bine v-am găsit. Evaluarea națională pentru clasa a 6-a a fost reprogramată, așadar profesorii nu se opresc, își duc mai departe planul de grevă. Anul școlar ar putea să înghețe. Ca să rezolve situația, generalul Ciucă cere ajutorul copiilor. Premierul le cere părinților și copiilor să intervină pentru oprirea grevei. Domnul Ciucă i-a chemat astăzi la guvern pe reprezentanții ai părinților și copiilor. Spune că se va întâlni și cu sindicatele. Sindicatele susțin însă că n-au primit nicio invitație. Foarte interesant ce se întâmplă. Asociațiile independente de elevi spun că nu au fost invitate la întâlnirea de la guvern. În schimb, au fost invitați niște elevi care fac parte dintr-o instituție apropiată, dintr-un fel de formă de reuniune apropiată de guvern. Avem o legătură telefonică directă cu Ariana Dudună, o cunoașteți deja, este un reprezentant al Asociației Elevilor din Constanța. Bună ziua, Ariana Dudună, mulțumesc pentru intervenție. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Înțeleg că voi, asociațiile independente de elevi, nu ați fost invitat astăzi la guvern de către domnul Ciucă. Nu, nu am primit nicio invitație la nicio discuție de la guvern și, și dacă am fi primit, în niciun caz nu avem intenția să intervenim pentru stoparea grevei. Susținem profesorii, ne iubim profesori și credem că merită mai mult de la guvern. Dar cine sunt acești elevi care au fost chemați astăzi la guvern? Nu am detaliile exacte, din ce știu este vorba de Consiliul Național al Elevilor, care e un organism consultativ la nivel național, dar nu are statut juridic de asociație. Bun, și este acest Consiliu Național al Elevilor este sub patronatul guvernului? E înființat prin ordin de ministru, da. E o organizație înființată prin ordin de ministru. Am înțeles. Foarte interesantă opțiunea premierului de a invita acești reprezentanți ai elevilor și nu asociațiile independente, așa cum sunteți voi. Ce părere ai, Ariana, despre solicitarea domnului Ciucă formulată la adresa părinților și copiilor să intervină pentru oprirea grevei? E una complet penibilă și o să spun direct, ne scârbește faptul că guvernul încearcă să întoarcă părinții și elevii împotriva profesorilor și că noi ca niște copii suntem folosiți în acest joc pentru oprirea grevei. O grevă care este legitimă, care vine cu niște solicitări legitime și pe care cred că toți, părinți, elevi, profesori, toată lumea ar trebui să o susțină. Da, nu auzi pe nimeni care să spună că profesorii nu merită salarii mai mari. Toată lumea susține solicitările profesorilor, dar unii se pun împotriva grevei din niște considerente politice. Da, purtătorul de cuvânt al guvernului, la finalul acestei întâlniri dintre premierul Ciucă și reprezentanții ai părinților și copiilor, face declarații. Haideți să vedem ce s-a discutat acolo. Le-a pregătit pentru a veni în optimizarea funcționării sistemului de învățământ. Aceste lucruri au fost prezentate de către domnul prim-ministru la întâlnirea cu reprezentanții elevilor și părinților. Alături de mine se află președinta Consiliului Național al Elevilor, domnișoara Miruna Croitoru, care este elevă în clasa 11-a și judecând după opțiunea studiilor domniei sale, probabil că și dorește să devină cândva educator sau profesor, urmând cursurile pedagogice. De asemenea, o să avem ocazia de a-l asculta și pe domnul Ilian Chistache, președintele Federației Naționale a Părinților. Atât Miruna Croitoru, cât și domnul Ilian Chistache vor fi pregătiți să vă răspundă la întrebări dacă veți dori să le adresați, desigur și o egală măsură. După cum știți, dialogul pe care guvernul îl realizează cu reprezentanții sindicatelor din educație este în continuă derulare. Disponibilitatea la dialog se menține până la finalizarea acestui proces care ar trebui să aducă alături înapoi toți profesorii la catedră, alături de elevi, mai ales că suntem la final de an și în special copiii din clasa 8-a, elevii din clasa 12-a au nevoie să-și clarifice rapid și să nu-și spărească emoțiile legate de examenele care îi așteaptă.
Sunt o serie întreagă de măsuri pe care guvernul le-a luat până acum pentru a veni în sprijinul profesorilor și procesului de învățământ. Nu o să insist acum asupra lor. Ele au fost prezentate în detaliu de către domnul prim-ministru și aș vrea să redau acum ocazia principalilor reprezentanți ai celor care reprezintă structuri asociative, ale părinților și elevilor, să își prezinte punctul de vedere. Miruna Cruitoru, te rog. Vă mulțumesc. Ne bucurăm că suntem astăzi aici, eu și alături de colegii mei, să discutăm despre ceea ce se întâmplă, pentru că este o situație care ne dezavantajează pe toți. Încă din momentul în care a fost declanșată greva, am primit reacția ale elevilor din teritoriu cu întrebări care veneau către noi, pentru că, din păcate, profesorii poate nu le răspundeau la toate întrebările legate de grevă. Care sunt revendicările sindicatelor? Ce o să se întâmple? Până când o să dureze greva? Așa că toate întrebările acestea veneau către noi. Ce ne-am dorit noi este, bineînțeles, ca toată această situație să se încheie cât mai devreme, va chiar să se încheie săptămâna aceasta, astfel încât de săptămâna viitoare să revenim la cursuri în mod normal. Această situație nu este benefică pentru nimeni. Într-adevăr, Consiliul Național al Elevilor mereu a susținut toate revendicările cu care sindicatele vin, pentru că atunci când vorbim despre o salarizare corespunzătoare, vorbim și despre o creștere a calității actului didactic la modul general, pentru că vom vorbi despre niște profesori mult mai bine calificați și mult mai bine formați în primul rând. Tocmai de aceea, în momentul în care sindicatele au anunțat că nu mai au încredere în sistem și că și-au pierdut încrederea, ne punem întrebarea cum au elevii încredere în sistem sau cum ar putea elevii să aibă încredere în sistem în condițiile în care inclusiv profesorii au anunțat că ei nu mai au încredere în sistem, greva fiind tocmai bazată pe această idee, adică greva pe lângă faptul că, ok, venim la școală, nu facem ore sau nu venim la școală deloc pentru că nu facem ore deloc sau facem în format hibrid, online, depinde de modul în care s-a organizat școala respectivă la nivel micro, însă, pe lângă toate aceste lucruri, inclusiv greva în sine afectează elevii din România pentru că își pierd și ei din ce în ce mai mult încrederea în sistem. Mulțumesc. Domnule președinte Cristache. Bună ziua, vă mulțumesc, domnul secretar de stat. Știți foarte bine rolul Federației Părinților la nivel național, știți foarte bine că în ultima perioadă de timp am avut chiar un comunicat astfel încât să venim în sprijinul părinților, în sensul în care să existe o comunicare reală între conducerile unităților de învățământ, prin directori, către diriginți sau către învățători și către părinți, astfel încât să știm cum trebuie să reacționăm în această perioadă de grevă. Nu mă feresc de cuvinte, categoric este o situație conflictuală pe care trebuie să o rezolvăm pe bază de dialog. Dialog între Guvernul României și între reprezentanții sindicatelor. Dacă vom întârzia mai mult de o săptămână, este destul de periculos pentru viitorul acestor copii, în sensul în care știm foarte bine că avem un calendar agreat referitor la structura anului școlar, un calendar care trebuie să ducă... Da, o operațiune de imagine orchestrată de Guvernul României, o elevă care spune că e imposibil să mai ai încredere într-un sistem în care profesorii nu au încredere. Cam atât a repetat eleva pe care am auzit-o vorbind mai devreme. Domnul Cristache de la Asociația Părinților, ce face domnul Ciucă? Pune presiune pe profesori prin elevi și părinți. Le mulțumesc invitațiilor mei prin telefon. Marius Nistor. Domnule Nistor, bună ziua! Bună ziua! I-ați auzit pe reprezentanții elevilor, mă rog, cine or fi ei, pentru că asociațiile de elevi susțin că nu au fost invitate la întâlnirea de la guvern. L-ați auzit și pe reprezentantul părinților. Ce faceți? Opriți greva? Nu. Nu pot eu să opresc greva. Și mi-aș dori ca reprezentanții Consiliului Național al Elevilor să înțeleagă acest lucru. Deci, pentru greva au semnat colegii noștri, angajații în unitățile de învățământ preuniversitar, cadrele didactice, ei sunt singuri în măsură să suspende această acțiune de protest. Vreau să le mulțumesc elevilor din asociațiile care au fost alături de noi, ne-au susținut. Și am înțeles că astăzi nu au fost invitați la Palatul Victoria, pentru că pe semne cuvântul lor nu contează. Le mulțumesc și elevilor din Consiliul Național, cei care au participat la discuțiile de astăzi. Dar ar fi bine ca de viitor să nu mai preia ceea ce spune guvernul, să nu mai preia retorica guvernului, pentru că la care sistem fac ei referire? Noi n-am spus că nu avem încredere în sistemul educațional, noi n-avem încredere în politicieni.
Despre ei este vorba. Ei trebuiau să asigure decontarea navetei elevilor, ei trebuiau să le asigure burse. Noi discutăm despre politicieni, noi discutăm despre finanțare. Da, destul de ambiguă declarația acestei eleve. Trebuie să recunosc că n-am înțeles foarte bine. Oricum, vă arată cu degetul... Le-aș cere doar atât. Să fie foarte atenți. Au o anumită poziție în cadrul unei structuri reprezentative a elevilor, dar să analizeze tot ceea ce vine din partea guvernului cu mult discernământ, să fie rațional și totodată să ne înțeleagă. Pentru că demersul nostru este făcut și în favoarea lor. Dacă vor profesori foarte bine pregătiți, categoric ei trebuie să fie și motivați din punct de vedere financiar. Și cred că ar trebui să existe această solidaritate, care există tocmai de asta. Le și mulțumesc părinților, am primit numeroase mesaje de susținere din partea lor, le mulțumesc elevilor, celor din asociație, elevilor din Constanța și nu numai, le mulțumesc tuturor elevilor din școlile din România, care au înțeles demersul nostru legitim. Și repet, le mulțumesc chiar și celor care au fost la cuvânt și gândesc puțin mai altfel. Iar da, pe toți, sunt copiii noștri, dar trebuie să fie atenți. Cum anume își doresc să fie într-o societate a viitorului, într-o societate democratică, într-o societate în care să nu vorbim de persoane care să fie umilite, să nu vorbim de persoane obediente, să vorbim de persoane care se pot exprima liber. Domnule Nistor, haideți să auzim și pe Ariana Dudună. E interesant punctul ei de vedere. Cum ți s-a părut declarația colegei din Consiliul Elevilor, Ariana? Da, nu vreau să mă pronunț neapărat, dar vreau să spun un singur lucru. Am auzit legat de încrederea în sistem. Faptul că dacă profesorii nu mai au încredere în sistem, de ce să aibă elevii? Păi de ce să aibă? E un lucru bun că elevii nu mai au încredere în acest sistem politic. Nu mă refer la sistemul de învățământ, în politicieni. De ce? Politicienii ne-au tăiat transportul gratuit, ne-au tăiat bursele, își bat joc și de noi și de profesori. De ce am avea încredere în ei? Repet, ceea ce am spus și mai devreme, îmi iubesc profesorii, ne iubim cu toții profesorii și ne bucurăm că ei pun piciorul în prag și nu se mai lasă bagiocuriți. Ne bucurăm. Și mi-aș dori greva să dureze cât mai mult. Deci punctul tău de vedere nu este cel al colegei pe care am auzit-o puțin mai devreme de la guvern. Nu, și nu este nici punctul de vedere al asociațiilor de elevi din țară. Și care este explicația pentru această atitudine a colegilor tăi? Îmi e greu să găsesc o explicație. Eu, în experiența pe care o am, am învățat să nu am încredere în guvern. Poate colegii nu au primit încă această lecție. Da, domnule Nistor, domnul Ciucă le-a cerut părinților și copiilor să intervină pentru oprirea grevei. Cum vi se pare această atitudine a premierului? Știu că astăzi sunteți și dumneavoastră chemați la discuții. La ce oră, dacă ne puteți spune? La ora 15, așa am fost informați, este o atitudine care îl pune într-o situație mai mult decât delicată. Cum pot avea încredere în tine ca prim-ministru, în domnia sa ca prim-ministru, zecile de mii, sutele mii de angajați din învățământ, atâta vreme cât încerc să-și angajeze emoțional, atâta vreme cât face o întâlnire cu părinții și elevii și le cer să facă demersuri ca să stopeze greva personalului din învățământ. Ce urmărește domnul premier? Să ridice părinții și elevii împotriva profesorilor? Mergem în continuare pe acest principiu, dezbină și stăpânește? Îmi pare rău. De asta nu avem încredere în politicieni, de asta nu avem încredere în acest sistem care și-a păstrat atâtea neravuri, din păcate prele, și care a afectat învățământul românesc atât amar de vreme. Dar vă așteptați ca la întâlnirea de astăzi, de la ora 15 de la guvern, să vi se facă vreo ofertă sau vi se va spune, i-ați auzit, părinții și elevii sunt nemulțumiți și voi vă faceți responsabili pentru problemele elevilor? Nu știu ce au de gând să facă la întâlnirea de astăzi. Noi am zis că vom da curs oricărei solicitări, dar vom avea o invitație pentru domniile lor. Să coboare de la guvern, să coboare din parlament, să coboare din instituțiile pe care le conduc și unde au ajuns pe votul unor oameni, oameni pe care îi blamează acum, și să vină în unitățile de învățământ și acolo să vorbească cu ei.
cu cei care protestează, cu cei care sunt și ei părinți. Cu cei deci care ați fi vrut ca în aceste zile politicienii societate. Să intre în cancelarii și să stea de vorbă cu profesorii? Păi, exact, numai că ei sunt obișnuiți să procedeze cu totul și cu totul altfel. Din la început de an școlar acolo să facă o poză alături de reprezentanții autorităților locale, pe urmă au plecat pentru că nu sunt obișnuiți să dea răspunsuri, nu sunt obișnuiți să discute prea mult cu corpul profesoral. Sunt poate mai interesați de prezența lor în cadrul Consiliului de Administrație ale Unităților de Învățământ și cam atât. Da, poate se mai inaugurează vreo școală, vreo grădiniță, ne ducem repede, mai tăiem una alta, mai facem niște poze pentru mass media. Cam la asta se reduce relația dintre corpul profesoral și cei care au putere de decizie. Domnule Nistor, s-a blocat... În moment de criză, vă rog. Ar fi trebuit să coboare către unitățile de învățământ. Am spus la un moment dat, a fost un premier care în plină grevă a intrat într-o școală care era în acțiune de protest. A putut discuta normal cu oamenii, a putut afla care sunt problemele, care sunt așteptările lor, adică se poate. Și dacă s-ar fi făcut un astfel de gest, ați fi oprit greva? Greva nu opresc eu. Este vorba de colegi. Ei trebuie să fie cei care să spună, dom'le, am încredere în activitatea primului ministru, în cuvântul primului ministru, în cuvântul celui care va fi prim-ministru. Da? Domnule ministru, evaluarea națională pentru clasa a șasea, evaluarea pentru clasa a șasea a fost deja reprogramată. Ne îndreptăm către o înghețare a anului școlar? Nu vorbesc de înghețarea anului școlar. Încă o dată ne dorim ca acest conflict de muncă să înceteze cât mai repede. Dar cu asumarea unor decizii politice foarte importante legate de resursa umană. Deocamdată vedem doar că există lipsă de voință politică. Nu mai regăsim același consens prin fapte în Parlamentul României, în rândurile partidelor politice, în rândurile decidenților noștri. De ce? Veți ceda în vreun fel la întâlnirea de la ora 15 de astăzi? Să cedeți la ce? Nu știu, dacă veți mai reduce din solicitări, din revendicări, dacă veți fi mai flexibili, mai deschiși la dialog. Deci oricând poate exista loc de dialog, dar în limite rezonabile, pentru că așteptările oamenilor s-au acumulat de atâta mari de vreme, iar ei nu pot să mai aștepte atât de mult cât și-ar dori cei care pot să le decidă soarta. Mulțumesc mult, domnule Nistor, pentru intervenția dumneavoastră. Vă spuneam mai devreme, grevele se extind. Astăzi au ieșit și sindicatele din sănătate, sindicaliștii de la Sanitas, cer și ei salarii mai mari. Avem o legătură directă cu domnul Otinel Șandru, este președinte Sanitas Arad. Bună ziua, domnule Șandru, ne auziți? Bună ziua, vă aud. Domnule Șandru, ce sperați dumneavoastră să obțineți cu acest protest? Noi sperăm să obținem multe, în special sperăm să obținem ceea ce nu am obținut de 4 ani de zile, aplicarea în totalitate a legii 153 pentru toți angajații din sistemul de sănătate și asistență socială. Ceea ce implică, pe bună dreptate, așteptările trebuie să se termine, trebuie să înțeleagă guvernanții că o lege dată trebuie să fie și aplicată. O așteptăm de 4 ani de zile în totalitate și nu vom ceda pentru acest drept. Aici vorbesc despre plata orelor de gardă a medicilor. Nu este ușor la 2-3 zile să faci din nou o gardă plătită la salariul anului 2016, să faci 5-6-7 gărzi pe lună ca și muncă suplimentară, să fii remunerat la salariul acel care era la un moment dat de mizerie. Asistenții medicali, infirmieri, brancardieri, personalul TESA care stau cu sporurile înghețate din 2018, lucrează sâmbete și duminici, sărbători legale, ture, nopți, să fie plătiți la salariul anului 2017. Oamenii sunt nemulțumiți, sunt revoltați și așteaptă din partea guvernului rezolvarea situațiilor. Înțeleg că nu aveți de gând să amânați operații? Nu avem de gând să amânăm operații. Ceea ce nu este urgență, avem de gând dacă
membrii de sindicat, colegii noștri sunt hotărâți să reprogramăm, așa cum spune legea, să asigurăm doar urgențele, să spunem pacienților noștri că sunt măsuri și măsuri, oamenii așteaptă, lucrătorii fac eforturi pentru lucrul acesta, iar ceea ce nu este urgență se va reprograma. Vedeți, profesorilor li se reproșează că și-au ales greșit momentul. Dumneavoastră v-a spus cineva asta? Nu. Nouă nu ni s-a spus și nu cred că am ales greșit momentul. De ce? Noi, inclusiv din luna februarie, anul trecut, am avut acțiuni de protest. Am semnalat guvernanților nemulțumirile noastre, nemulțumirile oamenilor, nemulțumirile lucrătorilor din sistemul de sănătate, personalul TESA, care este indispensabil activității în cadrul spitalelor, în cadrul serviciului, stau cu salarii de 3.000 de lei, sub 3.000 de lei, nu este admis așa ceva. Colegii noștri care fac ture, nopți, sâmbete și duminici, repet, pleacă acasă cu un venit de 3.000-4.000 de lei. Dacă considerați că sunt venituri exagerate sau sunt venituri nesimțite, cum zic alții, eu zic că ne înșelăm sau se înșeală. I-am auzit pe unii dintre profesori spunând, le-ați mărit medicilor, trebuie să ne măriți și nouă. Adică dumneavoastră sunteți categoria asta sanitară, sunteți dați drept un exemplu fericit. Da. Eu, repet, spun greșit, nu au mărit medicilor și nu s-au mărit sistemului de sănătate. A crescut și s-a pus în aplicare legea 153 parțial pentru medici și pentru asistenți, iar întreg personal, întreaga echipă medicală sunt cu salariile înghețate, cu sporuri înghețate la nivelul anului 2016. Până unde va merge protestul dumneavoastră? Spuneați mai devreme că veți amâna ceea ce nu e urgent. Și aici e o chestiune delicată, că oamenii se vor simți, până la urmă, își vor simți viețile puse în pericol. Da, știm, analizăm și am analizat și acest lucru. Noi, începând cu data de 8, suntem hotărâți să declanșăm conflictul de muncă prin întreruperea activității cu 2 ore, iar dacă solicitările noastre nu sunt luate în calcul, dacă nu suntem băgați în seamă, dacă nu suntem luați în considerare, în data de 15 să facem grevă generală. Avem încă această săptămână timp. Cei care sunt nehotărâți, cei care nu au ajuns să semneze tabelele pentru intrarea în grevă, au timpul să o facă. Vin și spun că peste 75% din lucrători au semnat tabelele de grevă, își asumă, sunt hotărâți și determinați de a intra în grevă generală. Mulțumesc mult, Otinel Șandru, președinte Sanitas Arad, pentru intervenția dumneavoastră. Facem o foarte scurtă pauză și revenim. Ora 15 este ora la care sindicatele din învățământ au fost convocate de premierul Ciucă la guvern. În această dimineață, șeful guvernului s-a întâlnit cu reprezentanții ai părinților și ai Consiliului Elevilor. A încercat să le ceară părinților și elevilor să intervină pentru oprirea grevei. Ați văzut și dumneavoastră reacția celor din învățământ, a reprezentanților sindicatelor. Nu se abat de la planul lor. Deja evaluarea națională pentru clasa a 6-a a fost reprogramată, însă vor participa la negocierile din această după amiază. Tot astăzi, premierul Ciucă a anunțat că va investi mai mulți bani în cercetarea românilor din diaspora și o decizie foarte interesantă luată de Comisia de Etică, aflată în subordinea Ministerului Cercetării. Domnul Bode nu a plagiat, asta este decizia acestei comisii, despre care Emilia Șercan, jurnalista care a denunțat aceste plagiate, spune că este una condiționată politic. Acest Consiliu Național de Etică a Cercetării Științifice, în mod normal, nu avea niciun fel de atribuție, niciun fel de drept să se pronunțe cu privire la teză în mod direct, însă poate să o facă în legătură cu diverse lucrări științifice, altele decât tezele de doctorat. În această situație, acest Consiliu s-a pronunțat în legătură cu cartea în care domnul Bode și-a plagiat teza de doctorat.
verdictul este cu privire la carte, nu este cu privire la teza propriu-zisă, deși conținutul cărții, practic, include teza de doctorat. Verdictul vine la câteva zile înainte de rotativa politică și în contextul în care ministrul de interne nu mai era dorit în viitorul guvern Ciolacu, chiar de către președintele Iohannis, dacă nu reușea să-și rezolve problema cu plagiatul. De la o evidentă situație de plagiat, și îi dădea posibilitatea să își continue cariera științifică. Asta a făcut Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice 11 ani mai târziu. Dă acest verdict halucinant de neplagiat, în care spune că teza de doctorat, cartea în care domnul Bodeș a publicat teza este în regulă și spune că e în regulă, că nu e o situație gravă, practic îi permite domnului Bode să-și continue mai departe cariera. USR atacă legile educației, cele care au fost votate ieri în Parlament. USR spune că a luat această decizie pentru că aceste legi trebuie să acorde acces la educație pentru toți copiii. Aceste legi lasă în urmă extraordinar de mulți copii și sărăcesc până la urmă inclusiv părinții. Singurii care parcă sunt mulțumiți de aceste legi sunt PSD, PNL și Licea Deca. Astăzi sunt în proteste profesorii. Părinții trebuie să strângă bani, să acopere cheltuieli și instrumente care astăzi nu sunt accesibile în școli. Profesorii nu sunt plătiți așa cum trebuie. Toate aceste lucruri ar fi putut să fie rezolvate prin legi. Noi am depus amendamente inclusiv pentru ceea ce privește salarizarea profesorilor. Am propus ca salariul unui profesor debutant să înceapă de la salariul mediu brut pe economie. Toate aceste măsuri au fost respinse. În acest context, USR va ataca aceste legi la Curtea Constituțională și vom încerca să aducem un pic de dreptate pentru profesor, pentru elev, pentru părinți. Sistemul educațional este un pilon esențial pentru dezvoltarea țării și modul în care au fost dezbătute, modul în care au trecut aceste legi prin Parlament este o rușine. Este un scandal monstru după ce procurorii au anunțat că în urma cercetărilor făcute, roșiile din zona Buzăului sunt bune, castraveții însă nu sunt buni. Toată povestea asta a provocat o stare de revoltă în rândul agricultorilor din Buzău. Avem o legătură telefonică directă cu domnul Dragoș Frumosu, Sindalimenta. Bună ziua, domnule Frumosu, ne auziți? Seară bună, vă aud! Mulțumesc mult pentru intervenție. Bun, înțeleg că au fost extinse aceste cercetări în scandalul pesticidelor. Avem și primele concluzii. Roșiile ar fi în regulă, castraveții nu sunt în regulă. Ce să înțeleagă oamenii, domnule Frumosu, din acest rezultat al anchetei? Eu mi-aș dori ca oamenii să înțeleagă că produsele românești sunt foarte bune și că sunt anumite persoane cu decizie politică, cred eu, așa gândesc eu, care vor să distrugă și micul producător. O altă explicație, ca să lansezi un asemenea zvon pe piață, să nu fie cumpărate produsele românești, timp în care, să nu uităm, am importat roșii de peste tot contaminate, am importat lămâi, portocale contaminate, vândute de marile rețele comerciale și populația chemată ulterior după o săptămână să le ducă înapoi, păi nu să-i portocale să le ții o săptămână să nu le consumi. Deci s-au făcut atâtea lucruri și nimeni nu a mai cercetat, nici procuror, nici polițist, nici politician, nimic. Acum când discutăm despre produse românești, s-a făcut atât de mare vâlva și atât de multe greutăți creează producătorilor români după dezastru produs de importul de cereale din Ucraina și după multe alte lucruri, încât eu, dacă fac o analiză vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat în agricultura românească timp de 30 de ani, cred că acești oameni nu stau decât cu capul plecat, execută ordine și vor într-adevăr ca România să devină în totalitate o piață de desfacere. Este punctul meu de vedere. Eu am discutat cu colegi de-ai mei care sunt implicați pe zona de legumicultură și care spun că totul... Sigur, există posibilitatea, eu știu, să găsim unul, doi sau o cantitate foarte mică tratată necorespunzător. Dar nu să generalizăm și să împiedicăm românul să cumpere produse românești. Este mult prea exagerată situația și, într-adevăr, cred că se dorește acest lucru. Vreau să vă spun să vă dau un singur exemplu. În loc să modificăm legislația,
să creăm posibilitatea ca aceste produse, legume în condițiile actuale, să fie vândute către piață, dar controlate, verificate înainte, astfel încât să avem garanția, noi mergem și le dăm în cap. Dom'le, au intrat peste oameni în curți, în grădini, în sere, parcă vine sfârșitul lumii. Pentru ce ne purtăm așa cu românii? Pentru ce acceptăm importuri, indiferent de cum sunt ele, fie că discutăm despre trasabilitate, fie că le importăm din alte state, pentru că vrem să distrugem într-adevăr agricultura și legumicultura românească. Eu cred că este inadmisibil. Deci uitați-vă numai vis-a-vis de deciziile politicienilor noștri, care în sfârșit, întotdeauna când sunt în opoziție, se alătură oamenilor nemulțumiți, dar când sunt acolo la putere și au decizie de vot, nu fac ceea ce trebuie. Uitați-vă cu vârsta de pensionare pentru femei. Ei sunt acolo și votează ca roboții pentru interesele lor, efectiv pentru avantajele lor în defavoarea populației. Eu domnule Frumosu, mai discutăm despre vârsta de pensionare și ora următoare. E foarte importantă această temă. Eu vă mulțumesc mult pentru intervenție și reamintim, acum au fost niște anchete făcute de oameni ai legii care ne spun că s-a depășit cantitatea de pesticide în ceea ce privește culturile de castraveți. Roșiile analizate sunt în normele legale. Acum oamenii ce să facă? Asta e problema, să mai cumpere sau să nu mai cumpere. Despre toată această campanie sunt sigură că există motive de nemulțumire. Ne întoarcem după o foarte scurtă pauză. Vă amintesc o informație importantă. CEDO constată faptul că România a încălcat dreptul la respectarea vieții private. De fapt, statul român va fi obligat să adopte o legislație prin care să recunoască cuplurile de același sex. Vă dați seama ce va ieși în Parlament. Vom discuta și despre asta de la ora 14. Rămânem împreună! La Ministerul Muncii încă se dau sporuri pentru condiții vătămătoare de muncă. Sunt director, secretar, consilier care primesc spor de 15% din salariu pentru că le este pusă în pericol viața din cauza prafului de pe documente. Domnul Budăicer, care ne-a asigurat că nu are un sac de bani, iată că are bani suficienți pentru a plăti aceste sporuri pentru subordonații săi. Este o anchetă Newsweek despre care vom vorbi de la ora 14. Vă reamintesc, la ora 15, domnul Ciucă i-a chemat pe reprezentanții sindicatelor din învățământ la guvern, după ce în această dimineață s-a întâlnit cu părinții și elevii cărora le-a cerut să intervină pentru a opri greva. Se pare însă că pe 24 mai profesorii vor bloca Bucureștiul, vor ieși într-un marș de amploare pe străzile capitalei. Despre toate de la ora 14.